Doliu în lumea radiului din România după ce Octavian Vintilă, comentator de la Radio România Actualități, a decedat la vârsta de 86 de ani. Octavian Vintilă s-a născut la 22 iunie 1938, la Ploiești, județul Prahova, și s-a stins din viață, vineri 19 aprilie 2024, la vârsta de 86 de ani, în cariera sportivă. Octavian Vintilă a descoperit scrima la CS Petrolul din Ploiești, sub îndrumarea antrenorului Ion Popescu, apoi a lui Vasile Chelaru. La vârsta de 20 ani s-a alăturat clubului Steaua București, cu care a fost campion republican pe echipe toată cariera sa, cu excepția anului 1961. A cucerit și titlul național la individual în 1968 și în 1969. Cu lotul olimpic al României a participat la Jocurile Olimpice de Vară din 1964 de la Tokyo și la cele din 1972 de la München, unde România s-a clasat pe locul 4 la proba pe echipe. După ce s-a retras din activitatea competițională, a devenit arbitru internațional de scrimă și a fost vicepreședinte al Federației Române de Scrimă din 1975 până în 2000. În paralel, a devenit jurnalist, lucrând la biroul de presă al clubului Steaua împreună cu Cristian Țopescu. Apoi a fost comentator sportiv și realizator de programe la Radio România Actualități. De-a lungul carierei sale a comentat 6 ediții ale Jocurilor Olimpice, începând cu ediția din 1976. A fost președintele Asociației Presei Sportive din România din 2006 până în 2011. Pentru realizările sale i s-a conferit gradul de comandor în Ordinul Național Serviciul Credincios.